Bine v-am găsit la o nouă serie de League of Legends alături de Master Game 74 care e chiar pe top. Salut. Și Geo Gaming Ro care este Yasuo. E ca și cum ai vorbit la persoana a treia despre tine, știi? Dar eu tu ai făcut intro-ul, dar la mine se vede pe filmare ca și cum ai vorbit tu. Și gen, dacă se vede cineva la video meu, se vede ca și cum m-ai filmat tu acum. Știu sentimentul. Dacă voi să te ajut aici. Normal că o să mă ajut și o să dai până zic eu să pleci. Asta ca să ne înțelegem. Sper să nu mă bată Goldorul acesta. Dacă întreabă cineva de facem schimb de alien și easy peasy. Mă, dacă întreabă cineva de skin, l-am luat cu reducere din iarnă. Nu întreba nimeni. Nu e nevoie să zici cum ai luat skin-ul. Și iar dacă întreabă ceva de skin-ul ăsta, nu am voie să spun. Tu ai luat skin-ul ăla cum am luat eu skin-ul ăla High Noon pe Yasuo și Beetle Bunny Riven. Adică am băgat. Eu mă pun la cântat, sper să nu iau copyright. Aolo. Când la muzicuță, așa că sunt mai șmecher, mai bad. Ce, și tu cânti? A, nu. Pe skin-ul ăla cu Yasuo, mă, pe High Noon. Alo. Bă, îți dai până zic eu să pleci. Focusează cu... Ai nevoie? Da, poți să pleci. Bine. Și că dai până zic eu să pleci. A dat un Q, un basic, mai ai nevoie? Păi știu că trebuie să dau un Q și să dau de 3 Dacă ori. Eu ți-am zis, ei dai până zic eu, tu ce înțelegi cu chestia asta? I-am făcut cum ai învățat. Oare? Aparent am un urs polar. Palei. Dacă, da, asta, cred că asta era special, urs polar. Da, nu întrebați de ce fac de aici cu Yasuo. Ce faci tu acolo cu Yasuo? Îmi dau Q-uri la iurea. Ia zi, abia ce am să nu întreb. Nu. Oricum nu era nevoie să întrebe să vedea pe fermanul. The fuck? Cred că l-am văzut pe lipuri în partea asta de juncă. Ori am avut un fel de bug vizual. Nu e aici. Dar a modificat interesant draft-ul. Ia uite, Yasuo a și rămas fără mana. Îmi place mana lui Regeni, se încarcă extrem de rapid. Văd că botul e cam pușat, dar nu-mi place că botul stă să vorbească în loc să joace. What the fuck, dude? Eu nici nu sunt atent pe chat ce vorbesc ăștia. Da, e nevoie că ei zicem polonezi, știi? Într-adevăr, parcă nu i-a dat servicii de Skype sau de Yahoo. Păi din păcate polonezii nu știu de așa ceva. Văd că nu e nevoie de gank pe mid. Mă duc pe top. Ok, vezi că mai ai jumate de has pe fornitul ăla. Păi dar nu te băga așa pe el, lasă-mă să ajung și eu dacă e. Ok, vezi că s-a băgat într-un boss. Îl văd. IQ? Peste 3 secunde, dă-i pe el, dă-i pe el. Bine. Hai că am dat Q. Ai, ce rate am dat. Mamă, ia Q. Nu puteai să nu-i dai, să nu-ți dai flash Q? Eu știu că iei la faza aia. Păi dar nu vroiam să-l iau, aia a fost șmecherea, că dacă nu te dai flash Q, nu ți-l iau. Voiai să scape? Nu, îl puteai lua, dar gen să mă fi lăsat să-i mai dau un pic de damage. Așa eu am dat Q, l-am lăsat fără viață, ai dat tu flash Q, l-ai lăsat și mai low. Și am dat eu damage-ul fatal. Da. Filmez și eu. Crack mate. Da, e pe montaj. Deci minutul 5, a? Da, undeva până în minutul.
Mă, cum dă ăsta în mine? Îmi dau și eu un pic back, că am droaie de parale. Da, aș văd că junglerul lor nu prea vine să dea gink-uri la... La asta mă uitam și eu, nu face nimic junglerul lor. Da, la level-ul măcar? Iau așa, ba, mi s-a părut că-l văd la un moment dat. Păi doar să nu fie genul ăla de jungler, își face el partea lui de jungler redu și după aia se duce partea mea de blue. Shrek, mate. Ce? Am văzut faza aia când dădea el cu basic cu W-ul și ai băgat Windual-ul. Dar ce face junglerul lor AFK? Că nu l-am văzut făcând vreun game. A, l-am găsit. LOL! A făcut 6 înaintea ta, mă. LOL. Nu, n-am făcut 6 înaintea mea. Dar pe aia cum a făcut redul și blue, oricum. N-am făcut 6 înaintea mea. Am crezut că îmi dă ulta, gen, să fiu atent să dau barierul. Și cum am mers? Aaaa, nu prea vezi. Vezi. Asta îl găsesc în, prin jungla lui, să luăm. Apropo, ies. L-am găsit. Același level ca tine, a? Nu prea e bună maestria lui, dar hai, să zicem. A, da. Ce pantă, uite, panichezi. Iată băiatul ce știe el să dea flash. Potra! Îl iei? Dar chiar ăsta au jungle? Nu, pot să-l iau. Nu poți? Cred că-l ia bot lane. Nu, că nu poți să iei sau nu, că n-au jungle? Da. Eu am vrut să las pilul, dar... Nu-i problemă. Ce vor fi? Am aflat care e originalul. LOL! Măță proastă. Nu mai jigni pe video, mai ales animalele. Nu, dar știi ce îmi face, îmi trage din... Nu contează ce face, nu mai jigni pe video. Îmi trage din cablu. Ești ce, ți le mănâncă? Nu e vorba de mâncare! Mamă, dacă ni s-a activat la ultimata... Și iară l-am găsit pe pânză ăsta. Dar chiar dacă te duceai, puteai să iei că era lău aspen, bas. E numai vina ta. Tu vorbești cu mânsa. Aoleo! Doamne! Botlane-ul ăsta 0 SS, frate, m-am trezit cu miss pe mine. Da, văzuși. Mi-a luat prostul ăla de Israel Blue. Da, chiar zero, vezi că s-ar putea să fie plecat ăla. Ce face, mă? Poate. Nu te mai băga așa, uite că acum ai murit. Bă, dar puteam să fac kill în pana mea. Puteai, dar uită-te și tu la situație măcar. Știu sentimentul. Mamă, ce iure. Se poate l-o omoare pe prost. Ai, ăsta da fail. Da, ăsta de câte ore are ultimata? Da, am filmat. Faza asta are hack. Ai văzut știu cât de repede? Da, am văzut. Și-a dat ultimata și într-o secundă bam. Încă o dată. Ok, nu ăsta era... Nu așa des ultimata, să-mi explice și mie cineva. Asta vreau și eu să știu.
Nu pot să înțeleg, oricât cooldown ai avea la prima maxare, nu e normal să ai ultimata așa des. Și eventual după ce faci level 16 și ai gen 40 cooldown, poți să o dai așa des, dar nici atunci. Ce vrei să spui la asta? Da, un pic am prea. Adică m-a omorât pe mine de 2 ori, îmi mai abțin de 30 de secunde cu ultimata. Deci de fiecare dată cu ultimata. Vin acum pe top. Dai pe urs. Pe urs? A. Nu cu mine vorbei. A, scapă jigosul. Da, frate. Păi mă cam enervează Israel ăsta. Da, și pe mine. Cum te-a secat așa rău? Nu știu. Ia stai. El cu 15 cooldown își dă ultimata în mai puțin de 30 de secunde. Poți să te bași pe el? Stai un pic. Te-a secat rău. Ce-ai făcut? LOL! Nu! Ia! LOL! Bă, ce caută câine aici? I-a atacat Ali. LOL. Fii că își mai dau ulta. Deci dacă o dă din nou, cum își dă el ultima ta așa des? Deci e imposibil. Cică, ha ha ha. Așa numesc scriptul tu. Scripter mișto. Chiar dacă îmi pierd meciul. Dar nu-mi place cât de mici poate să dea. LOL. El doar cu... Adică par avea cum să dea atâta. Parcă prea mult damage. Uite și tu, pe abei dai damage. Ia să-i comin nou pe abei. Ia, stai pe el. Out holding. A credut să-i mai tare moment. Zic după filmare. Uite și tu cât damage mi-a dat din EW. Da, văd. Ce era să-și dea iară ulta, deci... Era, ai văzut? Da. Că e sesnic. Eu nu înțeleg pe copilul ăsta cum poate să-și joace în halul ăsta. Polonia la putere, is down de poloneză. Lași mă, nu vezi că ăla te bate? Știu, dar m-a dat el acolo. Și-a mai dat și ulta prostul. Nu te bate așa cu el. Adică cât are ulta, nu te poți bate cu el. Stai că vine iar la un gang pe top și de data asta poate ești pe bază. Dă-i pe el. Stai că-i turetă. Da, și dai pe ursul. Și asta a fost instantă. M-a zis să dau tureta. Nu prea cred, putem așa, avem 20 de secunde. Da, mă focusez prea tare asta. Israel. Israel. Serios, frate. Liul lor era vai de steaua lui. Ce fac eu lui Israel? Ce mă focusez, dă un hit și după aia eu pun windwall-ul. Da. Thank you. Du-te și tu pe alte lane. Ok. Bă, când trebuie să mă duc în bani. Serios? Ia stai. Bă, da, mă lasă și ăsta. LOL! Oh. Era, deci era auzi, să te ia. Auzi, Hordy, dacă... Eu am uitat să mă mișc. Zi. Auzi, dacă mai se duce pe lane-ul meu, mă duc să eu. Du-te și tu să stai de... Dar chiar nu am... Până la trec să bag un ward și vin pe mine după aia. Ia uite-o pe mine. Poți să te bași pe el? Stai un pic.
uite frate cât poate să dea omul. Auziți, vedeți că... El e Thunderlord-ul din EQ, atât. Auziți, vedeți că a renunțat la, la idee. Da, 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 da. Cum nu, vine Potera. Da, am zis că a renunțat la idee. Da, păi a venit aici. Dacă ai putea să vezi tu pe mid. Vin, trebuie să termin cu minioni. Shrek. Lol, așa repede s-a dus mindu, mă? Da, am văzut. Din asta a fost urâtă. Eu nu mă pot bate cu ăștia, deci Israel ăla, eu nu înțeleg cum își dă el ultimata în halul ăsta. Facem pariu că iarăși o dă? A, n-are cum. În 10 secunde, iarăși o dă, deci fii atent. E și, era și 0-1 când am zis. Hai că am venit. Lol. Direct în fund. Hai la Drake. Lasă-o pe aia, hai la Drake. Ok, ok. Ne dă avantaj dacă l-avem noi pe primul. LOL! Și ți-am zis, mă. Am scăpat. Paule, aici. Direct în fund. Aolo, vine fix persoana pe care o urăști cel mai mult. Păi da. Am băgat și guard din greșeală. Făsesc pactul cu mine. Ce? Pactesc, mă. Cum să facă pactul cu tine? Întrebam. Că am văzut că a pus lanterna sau nu știu. Da, nu mai bag Acalia, cum ne vei spune. Calista poate să fac chestia asta. What the fuck? Da. Nu văd, nu văd. Du-te frate de aici! Avea mai puțin de 300 HP și nu l-am omorât cu ulta. Iscă! Nu! 5. Hai că vin. Cum până poate vezi? Să-și folosească ultimata în mai puțin de 30 de secunde? Eu nu-mi dau seama. Nu! Aolo. Are vreo peste 60 de secunde cooldown și știu asta pentru că am jucat des Israel. Și el o dă instant, aproape. A, ce pot să zic, am început bine meciul până se trezește unul să-și activeze scripturile. Adevărat, în ziua de azi toată lumea joacă numai cu hack-ul. La bune. Uite, 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 uite ulta. Credeam că doar eu am văzut-o. Aolo, nu, 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 gata, 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 mă predau. Deci, eu nu-l sufăr pe ăla, deci când îl văd, am râie pe el. Ia zi, preope. M-a luat de două ori ultimata. M-a omorât cu ulta, hai, odată da. Apoi mă spawnez în 10 secunde, că era era sub minutul 10. Vin înapoi pe lane, iar mă omoară tot cu ulta. Cum face el chestii din astea, nu-mi dau seama. LOL! Am dat șochiul ăla. Îmi dau o leacă, bec. Toate că nici n-am bani de iteme. Mă mir că am luat Drake-ul. Păi le-am luat, că nu era junglerul lor acolo. Și ăla fiind Lee. Mamă cât de... Cine e Israel? Uh-huh. E greu și să-l focusezi, ei beleaua. Ai ulta, da. Cred că fac eu niște tower și te bași tu cu ulta. Da, dar noi uităm acum că a venit ăla. Enervant rău meciul. Am mai șcat eu odată, vezi niște scripturi. Deci toată echipa lor era formată din AD Carry care aveau ultimată global. Ei știau LOL! Că îmi dădeau ultimata fix unde eram. Și nu folosea unul. Mamă, cât a dat cu ulta aia. Are iteme, să zicem. Acum are team aici. A văzut cineva la cât și-a dat la ulta? Nu. N-am fost atent. Dar se vede pe video oricum. Pe video, dar nu ne trebuie în momentul de față. Pentru ce? Bă, ăștia sunt nebuni.
Și eu am 8 cu 3, dar cam degeaba am eu 8 cu 3, că nu pot să ca. Cu Israel ăla nu ai cum să ca, versus. Aici nu-i broasca, cine, da? Dar parcă nu dădea așa mult damage în early. Și a făcut un item care nu-i dă, care nu-i dă AP și dă 300 pe ultă. Ah, bă, lu, ce mă pândesc ăștia pe aici. Aolo, da, bine că am ratat-o pe aia, deci nu repet. Hai că vin și eu. Te știu cum ne pușează, ce? Ia, uite-l și pe ăsta cu ulta lui. Da, da, da. Uite window-ul aici. Pe Israel ăla trebuie să vedem cum dăm. Mame, uite, și tu cât îmi dă dintr-un E! De ce te-ai băgat așa? Să ne trece și mie cineva. Știam că stanul Panteon ține 0.75 o secundă. Eu n-am putut să îi fac nimic. Lol. Eu le-am dat multe la toți că mă enervează copiii ăia. În primul rând, el joacă Panteon și nici nu e un campion greu ăla și mai și comentează. Hai focus, dă-și tu pe... M-a tras ăla. Crezi că m-am dus eu de bună voie. Da, nesil de nimeni. Nu, n-am dat siricoare, acum mama naibii. Pa bune. Mama naibii. Pa bune! Asta l-am luat cu redu, deci n-am... Doamne! Ai văzut că în voli n-am, dar l-am luat cu redu. Cum să cusesc cu Lee, partea întâi. Dar faza amuzantă e că nu mai... O toretă e dat mai pe top. Da, eu nu l-am mai văzut pe Israel. Uite-l. Da, mi-e prea să-și fada multa din nou. Da, n-are de ce. La ce iteme are... Eu n-aș parea cu pena are de ce. Trebuie să-mi fac Black Cleaver neapărat. Ioi. Aparent eu sunt suport aici. Am 3 cu 2 cu 7. Ai 3 cu 2 cu 7, da. Măcar ai scop postil. Poți să te bași pe ei, George? Da, nu pot. Du-te, frate, de aici. Cum dă el damage-ul ăsta? Eu nu pot să-mi explic. El dă damage-ul ăsta doar când avea Shen-ul construit. Și dacă nu mă înșel... No, nu-i dragonul. Itemul ăsta nici nu mai dă AP și el dădea damage în draci. Nu-mi explic cum poate el să facă așa ceva. În 15 secunde vine Drake. Acum a tras ăla așa. Israel le dă lor carry, dacă îl scoatem pe el, e ca și câștiga meciul. Dă foc ultă! Ai uitat... Dar Geron, tu ce faci acolo? E cineva care voia să ia Drake-ul. Lasă-l, nu-l mai urmări. Dar chiar voi să dăm Drake-ul? Nu-l dăm, băgăm moarci în caz că vin inamici și ne ocupăm de el. Da, mersi. LOL! Suntem aici. S-a văzut că și-a dat ulta. Ați văzut? Nu. LOL! Distrus pe video. Eu am văzut că și-a dat Q-ul. Deci, două ulte din același timp. Eu am văzut că și-a dat Q, mă, cum ai văzut? S-a lăsat așa un pic în spate și s-a văzut că și-a dat ulta.
Are animații asemănătoare cu ulta și Q. Asta... Să-mi dau back, să-mi dau, hai că tu și-mi dau să... Mă duc pe top eu. Hai că vin și o să iau kill. A, lol. Poate îl omor până ajungi tu. O, mă. Sunt cu tine. A. Bă, dar lasă-ți mă și un kill-o. Hai pe mid acum, de ce ați venit toți? Eu eram cu tine, cum am venit toți? Eu poate bat pisica aia. Suntem 4 pe top, what the fuck? Pare și tu ward acolo. Îmi spuneam, poate bat pisica. Ce job ne-a dat. Așa mă dată cu pisica ta. Bă, veniți mă încă. Eu mă duc să dau Drake-ul, stați safe. Sau mă duc back. Back. Back roll. Ezreal e mai prioritar decât Drake-ul. Dacă eram Shaco, puteam să-l focusez mai ușor. Când a ajuns el pe top, frate, așa repede? Este în picei temer. Hai să zicem. Aule, tu ce faci acolo? O să vezi tu. Pentru că te dă tureta pe tine. Și am impresia că or să vină aia. Ce-am zis? Păi chiar s-au dus. LOL! Bine că e fidat. Mamă, dar de unde știi eu că sunt acolo? Am venit. Papa. Bă, serios, de unde stai? Hai la Drake, repede. Gheorghe, ăsta George. Aoleu, nu mai putem. Bă, dar tot nu-mi ți-ai dat-o. Bă-ți, să nu mă stare. Bă, ne spui că-ți mie că ai vadă unde stai că am acolo? Te-au văzut, te-au văzut că e la turetă. Păi cum o vede dacă nu sunt minioni? Nu trebuie să fie minioni, tureta te vede, înțelegi? Eu știam doar de minioni. O să pierdem tureta aia. Da, că Jinx văd că ea trebuie să ducă pe botul. S-a dus tu pe tăi. De vină încă. Mai bine să dai back. Da, frate, uite și tu. Nu! Mai rost să filmăm meciul ăsta. Dă-mi surrender direct. Da. De egalitate ți-i căscolo. Da, e la egalitate degeaba, că Israel e caro pe ea în dragi. Eu mai filmez. Na, în căscă... A început pronunțător meciul și spune că trezește un Israel. Să facă jumbuș locul. Da, eu nu l-am fi dat. Gen un kill, cred că l-a luat pe mine. Păi ei! De ce ai lăsat-o? Mi-am dat EQ. A ajuns prioritar să scoatem pe Israel decât să facem chestiile de pe mapă. Du-te frate, m-am bucat în cur. Am uitat că dacă te bagi nu te ajută nimeni. Mamă, ce era, n-avem turet aici. Serios, frate. Da, singure turate date în echipa noastră, una pe bot din noroc și două pe top. Bă, Drake, baronul. Baronul? Nu s-au dus ea spre baron. Ești tu sigur? Da, a luat ea, mă duc eu să văd. Trebuia doar să te duci să bagi ward, era greu. Păi și aia vreau să fac. LOL, era să-l mănimărească ăla cu ulta. Nu, sunt acolo. Uite-te și tu, unul cu 7, unul cu 5 și... Nu mai am scorbun. Pli ăla s-a fi dat așa. Eu și cu tine avem scorbun. Și cu Jinx ce mai are pe acolo.
da. Asta e, poate le iau până în surprindere pe micuțul Isri. Am reușit să-l scot, prin nu știu care noroc. Help? Da. Da, pleacă! Credeam că m-ați usat să lor, deci nici n-am văzut ultimata lui Pantheon, frate. Brian, să scot toartul ăla, da. Ai putea, să zicem. Nu poți. Nu poți, că îți dă Pantheon ăla asta și îți dă de ăla extrem de ultimate, că el se duce full adevăr. Am mai avea o șansă să câștigăm. Cumva. Bine zis, am. Dacă nu ne mai dau ăștia vreun lane și reușim să pușăm și noi. O turetă pe mid dacă dăm, că au prea multă presiune pe mapă. Dacă le mai dăm o turetă pe mid, o să ne fie mai ușor. De acum încolo. Se rezolvă. Și că se rezolvă. Să parcă se zice Gică dezvirginatorul și scoate tureta aia, Virginia. A, uite și tu cât mai are HP tureta aia. Tu vezi că Sasha da flash-ul numai ca să mă ia pe mine și mă mișc mai repede ca aia? Bun. A, bun. Dar ce faci acolo? Nu mai fă chestii dintre astea, că-i fidezi. Really, nigga? Ia, trastu-te spre tine. Aolo, doamne, cum au dat ăia. Nu s-a meritat să faci faza aia, crede-mă. Deci chiar nu s-a meritat faza aia. Măcar Zica a scos tureta. Zica. Mamă, n-am apucat să-i dau încă. Tot nu s-a meritat să faci faza aia, crede-mă. A, dacă m-ați fi lăsat să fac și eu Q-ul. Ce stau ăștia aici? E bine că o să mă uite. Ia uite-l. Fii atent că vrea să vină. Da, ai. Păi da, în 30 de secunde vine Drake-ul. Și ia uite ce fac eu. Trebuie să te va scoate carry-ul, da. Da. Eu cred că mai bine stau cu ăștia. Hai repede pe aici, așa, ajută-mă. Vin acum. Nu-l văd pe Israel. Dar unde-s ceilalți de la ei? Ah, ia uite. Bă, în spate. Veniți să mă ajutați și pe mine. Hai. Poți să te bași pe ei, că n-am scos pe Israel. Bun, acum hai să pușăm mid-ul cum cât putem. Ce pe mine, hai pe dragon. Asta dragon, a trebuit să pușăm mid-ul. Și ăla și-a dat flash-ul numai să nu-i mai dau damage. Da, ai văzut. Hai că merge, m-am fi dat deja. Ce v-am zis, zic că rezolvă tot. Da, ce mai rezolvi tu? Am rezolvat tureta. Hai repede și pe drag, mă. Ok. Ia stai, au redu aici ca să-mi fac și un pic de viață. Nu l-au, bă. Hai că zic că s-a dus pe dragon. Aaa, dar eu n-am cum să trec în partea aia. Așa. Voi luați Drake, eu stau def aici. Ok. Bun, hai repede toți back. Că s-au spawnat toți. Văd că am început să-i dau mult damage lui Israel, eu. Nu, nu, nu vă bateți, pleacă, plecați de acolo. Am plecat. Strategic. Trebuie să stăm toată echipa ca să-i batem pe ăștia. Păi da. Uită-te în mapă bot. No. Oricum eu pe Israel îl prind doar așa, când încearcă să-l omoară pe unul din voi și îi dau la înduleață. Ne. Să-mi temi și eu itemul.
Eu am trei ca gol și să mă duc back. Da-ți back și ia-ți teme, contează foarte mult să ies așa aici. Bă, să nu muriți. Și ți-a tenț, dau back acum și muri astăzi. Pai că zici... Da, păi... de ce nu ți-ai dat back cât au fost toți morți? Adevărat. Pai că zici că e salvatorul nostru. Păi n-au fost tot... A, te refer la da, ok. Că am avut taste-ul ăla. Bine, noi îi batem într-un fel prin punctele de pe mapă, că noi având 3 dragoni, ne e mai ușor să-i batem, că avem bonusul. Păi Israel trebuie să focusăm. Era util dacă am fost și noi pe fază. Am dat pe Lee, că s-a băgat repede în față. Dacă se retrag ăștia. Hai că ăștia stac, hai de bine pasiv aș trebui. Hai frate, eu dau numai pe Lee ce țintă am. Nu, urăsc când mă trage ăștia. Când te trag ăștia. O, înțeleg că să scapă cu viață. Ce naiba făceam eu? N-a fost o sată pe aia. Dar puteai să-l lași să vină pe tine, că-l puteam bate. L-ai scos pe Israel, dar ai murit tu, nu e bine. ADC pentru ADC și Midder pentru Midder. Bine, acum, dai Q, aule. Bine. Dar nu mai aveam. Ce mea și incitan. N-am vrut să-mi dau ultimata, m-a setat pe individul ăla. Ne-am dau pe. Da fuc. Să nu-i lăsăm. Uite-te pe top, bă. LOL. Ăstea sunt milioane. Dar s-a dus mamutul repede. Ia, bă. Nu-i mult, e fonfănit. Da, nu pot. Suntem la și noi merg pe cum e cișorul ăsta. Adevărat. E pe gran lung. E prea lung. Eu filmez chiar dacă pierzi, chiar dacă câștig. Nu, deci eu nu ești prea interesant, chiar dacă îl pierdem, eu cred că tot îl postez. Da. Adică am filmat atât de episoade, gen... Noi când filmăm episoade, le pierdem și când... nu le filmăm, le câștigăm, nu știu, e ciudat. Bun. Israel jos. De ce n-ai dat ulta pe ea? Erau tanci. Și ce dacă îi puteam bate? Ia asta e berbe o leacă. Ah, dar nu pot. Hai și ăsta. Bă, dar nu puteai să lași, dar oricum am destul echilibru. Wow. Easy. Deci uite-te și tu, le-am dat ace-ul. M-am băgat eu Batman retard în ei și am făcut ceva. E, auzi? Hai că-mi dau un pic back, pușează tu acolo. Vrebuie un pic. Mamă, cât dau un prieten. Suntem smekeni. Adică suntem mafioți. Aia, până vine, cred că se termină meciul. Dar ce voi întrebe, că asta pe mine mă focusează. Asta înțeleg. Zica, ai probleme! Dacă îl trăgea. Mamă! Sunt acolo cu Hordy, a fost interesant în meciul ăsta. Te-am auzit între el, dar nu contează. Ce mai faceți? Că aibă mai viața? E bună treaba. E bună. Eu vă întreb de viață și tu îmi zici de treabă. Mă duc să dau un pic de clear la top. Nu întrebați de ce iau blue-ul, pentru că îl iau doar pentru bani. Credeam că pentru cooldown, era mai explicabil.
Ia, deci Jinx și-a dat flash-ul pentru far. Auzi, deduceți-vă și voi la baron. Păi să știi că acolo s-au dus la ea. Mă duc să verific. Dacă mi-aș fi dat seama un pic mai repede. Cred că până ajung eu îl dau ăștia baronul. Dar oricum, uite botul. Da, da. Da, eram sigur! Deci eram 100% sigur. Hai că vin. Eu zic să nu ne batem cu ăștia. Dacă am putea scoate unul de aici, ar fi util. Next. Da, e perfect. Hai repede și pe mine. Și-au luat baron să-l piardă. Da. Da, olo. Nu știu dacă a fost gol, da. Hai să ieșim. Deci doi de la aia au pierdut baronul, unul dacă îl mai făceam să-l piardă, era... Nu s-a de preferat Ezreal. Așa nu prea se ocupă de warding. Hai, uite! Serios! Hai și pe ăsta! Ah, bine că nu mai am energie, știi? La. Nu te băga. Nu, mi-a scăpat că nu mai am... că vrea să vine el pe mine. Ăsta, da, mici. Păi da, pierdem, câștigăm, pierdem, câștigăm. Da, chiar că la un moment dat credeam că doar să pierdem. Înțeleg de ce dă ture pe mine. Da. GG. Asta a fost. Și cam atât a fost și cu acest episod. Ne revedem data viitoare.